Bine v-am regăsit la emisiunea Oameni și Destine. V-ați imaginat vreodată cum ar fi dacă fiecare om care vine pe lumea asta ar purta la naștere în locul numelui de pe brățara de identificare un stigmat care să-i pecetulească viitorul? Om de știință, politician, medic, inginer sau, pe de altă parte, om sărac, cerșetor, pușcăriaș sau alcoolic. Nu toți oamenii se nasc cu șanse egale. Aceasta este realitatea din jurul nostru. O realitate tristă. Din nefericire, suntem mai preocupați de felul în care trăiesc cei bogați și celebri. Ne interesează ce mănâncă, ce beau, ce fac. Povestea care urmează nu este centrată pe astfel de personaje. Protagonistul emisiunii de astăzi nu se plimbă în jurul lumii în avioane, nu conduce mașini luxoase și puternice și nu își cumpără haine scumpe de care nu are nevoie. Țili Eugen s-a născut sărac înainte de a porni în călătoria vieții, lucru care l-a făcut să privească trecerea prin timp dintr-o altă perspectivă și să-și pună cu tot dreptul întrebarea: ce opțiune am eu în fața vieții? Merită să cunoaștem povestea lui de viață. Povestea vieții lui Țili Eugen, un bărbat de 56 de ani, îmbrăcat în haine cătrănite de vreme și de lipsuri, cu un chip blajin și ochi căprui, pare ruptă din scenariul unui film. Ca a fost azi, ca a fost mâine sau ca a fost după un an, Țili Eugen a primit aceleași felii amare din tortul de surprize al vieții. De mic copil a fost nevoit să-și croiască drum printre spini. Sărăcia în care s-a născut i-a furat dreptul la o copilărie normală. Însă viața lipsită de șanse și plină de neajunsuri i-a fost rezervată și pentru mai târziu. Trăind pe aceleași nisipuri mișcătoare, astăzi Țili Eugen își duce existența, fără siguranța zilei de mâine, într-o casă care abia se mai ține pe picioare. Cu câți ani în urmă v-ați născut? În 57 m-am născut, luna mai 30. V-ați născut aici, în Alba Iulia? În Bărăban, da, aici în Bărăban m-am. Sunt cea născut de aici, nu? Da, aici m-am născut, e casa mea părintească, aici o stat bătrânii, taică, o maică mea, cu familia stat aici. Și după aceea ei au murit, s-au dus, amândoi. Suntem 7 frați, 4 surori și 3 frați care trăiesc în ziua de azi. Fiecare s-a căsuit la casele lor, fiecare are situația lor. Și i-au rămas în urmă ca un tetor de familie, cum se zice. A rămas, am îngrijit pe părinți, pe taică-mă, pe maică-mă, când au picat la boală, suferință. Că trebuie îngrijit și ea. Ne pot părinți. Trebuie să iubim părinții, să-i grijim. Ca așa e datoria cu ce și Dumnezeu, să iubim părinții. Și i-am îngrijit și am rămas aici. Nu. Deci, între timp, în 85 m-am căsătorit. Dacă e important așa. În 85 m-am căsătorit. Recitim, bineînțeles, s-au bucurat părinții, m-am căsătorit, aveam 27 de ani, era vreme de căsătorie, soția mea a fost din Constanța. V-ați căsătorit în aceeași casă în care locuiți și acum? Aici, da, aici. M-am căsătorit, soția mea a fost din Constanța, local din Clucea, comună Clucea, poate ați auzit de ea, și am stat cu ea 5 ani zile cu lunați. După care a venit vremea că o pleca de la mine. Din ce motiv? Din motivul, nu pot să spun cea exact, deci am făcut banul de familie, m-a părăsit, nu m-a zis la nimeni nimic, care e situația. Am văzut că ceva nu-i regulă cu ea, ceva. Am angajat-o la mecanică aici aproape, ca să ne face și un viitor în casă, un ban. Cu gospodăria aceasta care o vedeți aici, o sta foarte puțin, o lună, dacă o sta două, cel mult. Și aici, la plânturie, la mecanic, la satun, cum îi spune, oprit. Nu mă zic nimeni nimic, n-am știut nimic de ea. Țin să vă spun că m-au luat 700 de lei din casă pe vremea lui Ceaușescu, nu cerau bani.
era un avans, 700 sau 800 de lei, s-o lua de bani, numai banii au trebuit ca să aibă de trăier. Nu-i mă zic nimica, motivul care a plecat. Vă gândiți că poate și-a găsit pe altcineva? Nu, și să știți că nu știu, oamenii vorbesc între pe când altul. Poate că o fi avut o legătură cu unul de la mecanică, n-am văzut, nu știu, nu mă pot documenta. Eu una știu că l-am căutat după ea și n-am mai găsit-o, s-o dus. Un vecin de-a mie m-a zis că a văzut-o dimineața la 7 și ceva cu mecanică, a plecat aranjată, făcută, machiată, cu două plăi, s-a dus. Și cred că s-a dus în partea lui, în partea Drobojei, că ea Bodobrăjeană. Cert este că ați rămas singur. Da, a rămas singur, m-am năcăjit, m-am supărat, că lucrare om, m-am consumat tare mult. N-am văzut asta, să stați cu o femeie 5 ani zile, tot a fost în regulă, ținea mult la mine, mă iubea, tot copii n-am avut. Și a plecat și eram așa, disperat, năcăjit. Acum sunteți singur într-o casă care aproape că stă să se dărâme. Da, exact, exact, așa este. Să știți că aveți dreptate. Și bine, bine că ați făcut, că ați venit să vedeți situația mea. Eu este o viață, cum să mă spun, o șubredă, o viață, o trăire aici care vedeți situația, o casă care... Mulți zice că azi mâine să te rămâi de pământ, vedeți că de pământ și aș dori tare mult din inimă, sincer să vă zic, dacă s-a găsit ceva, un patron, ceva, oameni cu bani mai mulți, să aibă inimă pentru Dumnezeu, să facă un bine, o milostenie, cum zice și Scriptura, să vezi de necăjit, să faci un bine, m-aș bucura tare mult să vie ceva la mine, să mă sponzeze cumva. Cu ce anume ați vrea să vă ajute oamenii care ar sări în ajutorul dumneavoastră? Da, păi în primul rând, stimată doamnă, mă strică casa. Asta e pe primul rând, după cum bine vedeți. Fie din cărămidă, fie din beceaur. Să vă știu, să ies, doamnă dragă, să ies din mă iertați că vă spun că și mie minușini, să ies din mizeria aceasta. Să ies din sărăcia aceasta luce, după cum vedeți. Vedeți că e mică casa, nu te poți învârti, domnule, în casă. Nu poți să iei două dormeze, un dulap mai sănătos. Nu te poți îmbrăti, o casă foarte mică și nu-i spațiu. M-am înțeles că dacă aveam doi copii. Nu, hai că cu nevasta dorm aici, dar copii unde e medo? Și acolo vedeți că șoareți pe aici și părinții te spar, vă arăt, din gândire, cum m-a putut să facă tata? Stare necăjit și disperat. Doream, nu doresc palate, nu doresc mașini, nu doresc altceva decât să am și eu două camere sănătoase, să-mi bag familie, să-mi bag copii, să aibă condiții copii. Dacă ar fi fată și băiatul, două fete, nu poți să culc mine pe doamne iață. Cereți până la urmă dreptul la o viață normală. Exact, exact. Ca să vă știți să exprimam mai bine. De la o viață normală, cum are fiecare om. Să poți o viață decentă, o viață normală, să am tot de condiții de sale. Fiind un om sărac, un om necăjit, un om disperat, așa, deja v-am zis că super cu inima, am probleme cu inima și vă rog să mă credeți. Vă întreb, pe lângă casa în care locuiți, care ați primit-o de la părinții dumneavoastră, ce altceva v-au mai lăsat moștenire? Părinții mei m-au lăsat numai casa asta, două camere, cum le vedeți, curtea și grădina, tot ce vedeți dumneavoastră aici. Și nimic altceva? Nimic, ce să-mi lași altceva? Nimic altceva. Deci au zis, băi copile, dacă ești cu minte și om hantea și au zis, tata, mama, dacă ești hane și ești copil cu minte și ești om de hane, să pui mâna să faci ceva, dacă noi murim să nu lași cumva grădina de zăpată, că te râde bani. Și căsuta. Hărnicia v-a caracterizat, dar asta nu v-a schimbat destinul. Nu. Eu însemn grădina, dacă nu mă ajută, fac treabă cât pot în inima ta, deși n-am bani, n-am niciun subvenție, nimic. Dar nu schimba nimic. Am zis că mă gândeam așa mintea mea și cu un frate de-a meu și cu unele rude de-a mele. Te-am întrebat, băi frate, cu ce te... Băi frate, Eugenie, că așa mă cheamă, Eugenie. Nu te-ai lăsat cu nimic, mă.
primăria s-a băgat apa în cute. E adevărat, te-au ajutat cu asta. Dar uite mă, te strică casa, mă. Uite ce situație ai. Spune tu ce situație ai. Nu. Să mă ierta, n-am nici tauleta, nici vece n-am afară. N-am material, n-am cum să fac, păi să mi-și rușine să zic. No. Și mă, n-ai nici, cu ce ți-a rezat tu, tot aceeași casă, zic că muri tata și mama. Mă, ce ai de gând să, mă, tu nu vezi că n-am putere, n-am situație, mă, ce vrei să fac? Omoriți-mă, mă, n-am situat, servir, nu pensie, nu nimic, mă, cu ce să trăiesc, abia trăiesc o zi pe astfel, mă. Nici curentul n-am cu ce-l plăti, dar vedeți bine situația. Nici lemne, uite, am nevoie de mașini lemne care 12 milioane, nu 60.000 de euro. Să-mi bag, să pot să mă încălzesc aici. Dar te caută cineva, întinsează pe cineva, trebuie să. Și m-am pus la inimă, m-am încălzit, super cu inima, mă obosesc. Sunt tare disperat. Din ce venit, trăiți lunar? Acum nu mi-am nimic, doamne, nimic nu mai am. Primăria am avut social, câțiva, nu știu, bă, nu știu, 6, nu mai știu, știu că de 3 ani mi-o tăia social. Deci nu m-am dreptul la nimica, mă uitea să cioar că am avut 1.250.000, parcă prima mi l-a tăiat, pentru că din piscina grădinii acestea, că am 2.000, nu, pentru că am 1.000 de metri, dar nu m-am atât. Am cerut să vin expert, nu vă să vină, stimate, sper să mă soare, să mă văd și unde-mi gând. Deci socialul mi l-a tăiat. Subvenția de lemne, 3 milioane, nu pot să mă dea domnul Mincea și doamna Adelea de la social. M-am certat cu ei, nimeni nu te bagătesc minte în oră, te marginalizează, nimeni vrea să te... Am făcut la prefectură, la București, toți sunt pe una. Nu pot să fac... Unde mai este dreptate, doamne? Dacă am făcut la București și am făcut la prefectură, unde mai este dreptate atunci? Deci, tu n-ai dreptul la nimic. Socialul, cum a zis, mi l-a tăiat. Subvenția de lemne, 3 milioane de la București, care trebuia să-mi dea, nu m-au dat-o. Alimentele, poate ați auzit, zahăr, ulei, mazăre, ce mă dă, nici aia n-am avut dreptul. Și am plâns. Am fost adonanță la dânsă și am plâns, domnule, ești ca un pușcăreș. Și un pușcăreș are dreptul la un pachet, la un vorbitor și arunci într-o disperare, ce necăjești. Ce să fac, doamne, să mă cer cu ei? Am zis, doamne, de ce nu îmi da dreptul meu? N-ai niciun drept. Pentru că ai grădină, ești bogat, cu tare, prin încolo, ai 1.000 de metri. Și nu vei niciunul să măsoare, să vadă. Nu, că e deranjat, cum să ieși din birou, să vii la Bărăban, prin uloi, să măsoare. Țilia Eugen o duce tare greu, mai ales acum de când a venit frigul. Pereții și tavanul stau să cadă pe el, iar vântul pătrunde mereu prin ușa care nu se închide bine. În fiecare dimineață, Țilia Eugen se trezește cum s-a culcat, flămând. Visează uneori mese pline cu bunătăți sau poate doar un colț de pâine în plus la masă, însă rămâne numai cu visele. Cu doar câțiva lei în buzunar, domnul Țili încearcă să drămuiască fiecare colț de pâine. Știe că mâine poate fi și mai rău. În condițiile astea, îndrăzniți să visați că va veni o zi în care veți scăpa de blestemul sărăciei? Bună întrebare, a spus doamna. O întrebare foarte bună. Să știți foarte bine că trea nădejde. Totuși trea nădejde că am un Dumnezeu viu care trăiește și ăla nu lasă de rușine pe ea năcăjită. Dumnezeu are vedere și năcăjită și orfane și bănă. Și tine să mă gândesc că s-o găsit cineva, poate Dumnezeu îi pune la inimă pe cineva, la un patron, la un șef, poate din partea dumneavoastră care v-am să facă și mie o casă, o situație mai bună, să mă pot bucura și eu aici. Și bani de lemne, să vă căi lemne, dacă n-ai lemne, ți-am înfrit ce bună vei, doamne. Vă rog să mă credeți, apropo de treaba, vă rog să mă credeți că nu pot să fac baie în casă, că vine curentul. Nu știu dacă simțiți curentul la picioare, dar eu sunt și acum că vine curent pe aici, vine la picioare, că părinții nu sunt buni, nu sănătoși. Și nu te poți dezbeca să faci baie, că nu-i casa sănătoasă. Nu, mă înțelegeți? Și greu cu condițiile astea, foarte greu. Dacă n-ai lene, nu poți să faci de mâncare, nu poți să faci o baie, vii de unde vii, de la o biserică sau de la orașul unde vii, stai în frig în casă, te îmbolnăvești. Nu poți să speli o haină, că haine se spală cu apă caldă, cu derul, cu derul. Nu. Totul pleacă de la condițiile astea, care sunt necesare, doamne.
Dacă nu ai bani, nu poți să faci nimic. Toată lumea știe treaba asta. Dimineața când vă treziți și știți că urmează o altă zi, ce gândiți? Ce să gândesc? Mă te gândesc că ziua aceasta ce mă așteaptă pe mine. O nouă zi, cum am spus la noapte, o nouă zi. Mă gândesc ce surprize vor fi, ce voi întâmpina eu în ziua respectivă, ce năcazuri mai vin, ce ispite mai vin, ce bucurii mai vin. Mai ales lipsul. O nouă zi, aceeași povară. Exact, aceeași povară. În fiecare zi intervine cineva, ceva, în fiecare zi probleme, neajunsuri. Și de multe ori ajungi, ești frământat, gândit, cum faci să fie bine, cum faci să iasă, te duci încolo, încoace. Cum să vă zic, prima dată este important, este mâncarea, alimentele pe masă. Te gândești, mă, n-ai o pâine azi, n-ai un cartof, n-ai un ulei, de unde faci rost de bani, cine îți dă bani? Mi-a dat cineva împrumut, nu poți să dai, domnule, îți dau împrumut, dar când mi dai, când mi dai? Și nu vreau să mă faci rușine. Cu ce vă hrăniți de obicei? Cu ce îmi dă Dumnezeu? Mai dă câte un vecin, câte unul care știe, mă cunoaște, are mine de mine, îmi mai dă câte o bucată de slăline, de asta bună, fragedă, mai dă câte o pâine, mai dă câte bonchiri de cartof, două, când are omul săracul, mai dă câte o murătură, câte ceva ouă. Altul, m-a dat iar un domn, mă, dacă mă cunoscut așa, un pui, m-am purat tare mult de un pui, să fac o tocană. Eu de regulă, să știți că nu știu să fac de mâncare, sincer, bă, nu știu să fac de mâncare și nu mă râde nimic, că sunt bărbat. Așa-ți fac, așa-ți deșa care la mâncare, cu bucătar și se pricep, au o experiență. Dar eu nu știu să fac mâncare prea multe, așa cum știți, mai bată pe mine. Nici nu prea aveți cu ce. Și, da, și n-am cu ce, și mai fac o tocană, o popărată, mai fac cum... De salată orientală. Astea în zile de sărbătoare. Cum? Tocana și paparada în zile de sărbătoare. Păi ca în zile de sărbătoare, să știți. La mine, cum am zis, nu mai este sărbători, că mai, nu mai simt cum era înainte. Aici a apucat să vii sărbători, să te bucuri, să simți bine. Nu le mai. Trăiți și le simțiți la fel ca pe o zi obișnuită. Exact. Așa am ajuns. De regulă așa am ajuns. Toate că ați să faci un pic de separație între sărbători și zilele așa bine, cum ar fi Crăciunul, Anul Nou, Paștele, lăsate de Biblie, să ne bucurăm de sărbători, să avem, așa, m-aș bucura, doamnă dragă, să am așa, ca într-o familie, cred că și mama asta fie la aceeași sentiment, să vezi copiii prin tine, soția, să te bucuri de ei, la o mâncare, la un sul, la o cafea, la o vrăbăltare, mult mai mărbura, dar pentru mine, nu mai există așa ceva. Nu mai există. Și târge după asta. Vă dați familie ca să bucure și plânge intima mea. Sunt și o nevoie să stau vorbe cu soția, cu copii, tăticule, mămică. Noi. Bă. Și sunt necăzit. Că m-am îmbolnăvit și de la singurătatea asta m-am îmbolnăvit. Să stai 23 de ani din 90 singur, e greu, doamnă. Dacă vă spune situația mea, nu știu cum rezistați. Bărbat, la 56-57 de ani, când unii trăiesc în spurcăciune și în curbișaguri, mă iertați că vă spun, și în prostituție și eu să stau cu frică de Dumnezeu și să nu-mi pătez inima, cugetul. E lucru mare. Și mă consumă, astăzi, nu data asta, mă consumă tare, mă consumă. Că te consumi și vezi nevoile, vezi probleme, vezi neajunsurile, vezi, simt nevoia și de un cuvânt, să ai o soție să schimbă vorbă cu ea. Viața nu este pentru Țil Eugen veselă sau dreaptă. A cunoscut iadul sărăciei, iar ochii lui trădează uneori mâhnirea pe care o are în suflet.
Totuși, se luminează ca prin minune atunci când vorbește de Dumnezeu. Foamea, sărăcia, mizeria și disperarea i-au măcinat entuziasmul și i-au șters zâmbetul de pe chip, dar nu i-au furat credința în Dumnezeu sau dorința de a se bucura de frumusețile naturii ce îl înconjoară. Fără prea multe haine, fără mașini luxoase, fără avere și fără familie, Țil Eugen este un om simplu, dar cu un suflet curat. Lipsurile pe care le-ați avut încă din copilărie nu v-au făcut să vă pierdeți credința în Dumnezeu? Lipsurile? Nu. Că eram tânăr, dacă vă referi la tinerețe, eram tânăr, eram angajat, părinții trăiau, tatăl meu avea pensie și eram fericit, eram tânăr, ca oricare tânăr, eram fericit, mă distram, mă bucuram cu prietenii, la un film, la o discotecă, venea atunci, la o muzică, eram mai fericit. Pot să zic că eram mai fericit, că n-aveam atâtea necazuri, ca acum n-aveam. Aveam servici, eram bucuros, fericit, ca un tânăr. Nu erau atâtea, pe mea mea, atâtea, nu eram mai fericit, dar timpul a trecut, ori vrem să ne căsătorim, ca fiecare om, și lucrurile deja s-au schimbat, au luat o altă amploare, s-au schimbat. Dar credința în Dumnezeu s-a schimbat? Nu. Nu, pot să zic că nu. Pentru că veni vorba la schimbare, că ați adus cuvântul acesta, știu din Scriptură că Dumnezeu nu se schimbă, El rămâne același. Dumnezeu nu e om, e Dumnezeu. Și El cunoaște toate lucrurile și vreau să-mi pune de așa în Dumnezeu, în primul rând, nu oameni muritori. Că vedeți că omul zice, azi zice una și mâine zice, e ca vremea, când îmi plouă, când ninge. Lumea asta e creată așa de frumos de Dumnezeu. Problemele pe care le aveți vă lasă să vă bucurați de apusul și răsăritul soarelui, știu eu, de albastru cerului, de frumusețea naturii. Bună întrebare. Să știți că și Avraam s-a bucurat. Ieșea noaptea și contempla cerul și se bucura Avraam din Biblie. Sara l-a auzit și a zis, Domnul meu, la Avraam, pentru că vedea în Avraam, vedea chipul lui Dumnezeu, era un om credincios, fiică Dumnezeu. Mă bucur și eu, Sara, ies noaptea, lată câini, văd stelele, văd carul mare, carul mic, văd alițele și văd stelul stelii și parcă acolo este un Dumnezeu și ce frumos e. Îmi place tare mult să privesc cerul, în stela frumos, așa. Mi-e drag, așa de mult. Mă n-am cu ce vorbi în casă, sau de vorbă, uite cerul, ce frumos e cerul, ce-o creat Dumnezeu. Așa cum ați amintit mea voastră, luna, soarele, toate Dumnezeu l-a creat. Și noi mulțumim lui Dumnezeu prin toate lucrurile, că uite, Dumnezeu ne-a dat viață, suflare și suntem pe El, creat, creatura Lui, El ne iubește. Nu sunteți supărat pe Dumnezeu pentru că v-a scris un astfel de destin? Destinul vieții? Nu, cum să fiu supărat pe Dumnezeu? Eu mulțumesc la Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că încă nu mă mai pot purta. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu știu ce înseamnă paralizie și în practică. În primul rând să rumiesc treaba asta. Ca înainte Dumnezeu că mulțumesc lui pe când arse, au ajuns paralizie, infract, au ajuns în deasă de, cum se zice, vorbesc singur și nu știu cum, nu mă pot exprima. Așa? Și au ajuns pe la spitale de așa de nebuni. Doamne fere, dar mulțumesc pe câte am trecut eu, Doamne dragă, eu mă tăi mir cum de mei stau așa cum sunt. Pe câte am trecut, Dumnezeu m-a ajutat de să-mi cita, sănătos. Nu știu, repet, nu știu ce seamă infract sau parezie, m-a păzut Dumnezeu, sunt durat de mine, de un păcător ca mine. Și numai că sunt singur și așa sărac pe pământul și nu pot să trăiesc eu ca toată lumea o viață decentă, asta mă consumă pe mine, să am tot ce-mi trebuie, să mă pot bucura câte o stat pe pământ aici, să mă pot bucura de familie, de viața asta, să, cum zice americanul, să am tot ce-mi trebuie, deci ca să fii democrat, o țară democrată, să poți să ai un salariu bun, să poți o viață decentă, nu de acord cu mine, să ai o viață decentă, să poți să-ți cumperi tot ce ai nevoie, hane ca hane, dar
mâncarea, asta e preferiu. Carne, e o haine, ai 2 ani, 3 ani, mă rog, o cămașă, un pantalon, ceva, un pantol. Dar mâncarea este necesară. Să trăiești o viață decentă, așa spune și străinii și noi. Să ai condiția, să ai cu ce să trăiești. Atunci vei fi fericit, într-adevăr. Că știi că sunteți prizonier într-o lume a sărăciei. Da. Ați avut posibilitatea măcar o dată în viață să vă urcați într-o mașină luxoasă? N-am avut. Am văzut și la televizor, în filme, am văzut și până am mai văzut, dar n-am avut nicio cale să bucă. Nu știu cum o fi. Nu duceți o viață ușoară. Simțiți că oamenii sunt alături de dumneavoastră? Unii mai sunt, dar puțini. Sincer să zic, puțini. Mai sunt oameni care puțin pot să nume pe degete, care încă mai au suflet, mai au inimă și sunt dură și te mai binecuvântează prin ei Dumnezeu cu un bănuț, cu o mâncare. Dar alții vă și resping. Alții, da, resping. Te ignoră, te judecă, te bârfește. Zice că ești strântor, că nu vrei să muncești. Că ceșezi la oameni, mă, că eu n-am ceșit, n-am obicei ăsta să ceșezi, Doamne, tata ne-a zis părinții să nu ceșim de la nimeni nimica, să muncim cu mâinile noastre curate și să nu fim povară pentru nimeni și să fim oameni, fiind civilizați. Nu, dar unii te critică și vorbe care nu trebuie discutate și m-am supărat, m-am năcăjit, având în vedere că acum, pe cate de muncă am, cu grupe, cu tăți, cam la 31 de ani de muncă. M-am dus, am dus dosarul de pensie la Munteanu, ca să vă zic și situația poate importantă. Și m-am zis că totul e bun, am 4 ani de grupă de la Adeleana, 3 ani de grupa întâia specială de la mecanică și s-au adunat cam 31 de ani de muncă. Nu m-ar trebui 35, dar mă poate băga și la 31 de ani de muncă, dar n-am ani, n-am vârstă. Și o să stau până ajung la 60 de ani vârstă, dacă nu se schimbă bolege. Nu știu, că așa să se schimbă, vedeți cum e situația, ce vremuri neapărat. Și să-mi fac dosarul de pensie normală ca să pot să trăiesc, nu știu când pot. Nici de începate nu mă pot încada. M-am interesat la domnii acolo, mi-au zis că nu mă pot încada. Mi-a zis acasă disperat, năcărit, n-am mai zis și la colegia mei. Face, măi, domnul Siri, sunt ce tare năcărit, mă, ce cu mă, uite-se, uite așa, așa, o săracu de el. Păi cum trăiești? Trăiești un mirac, cum trăiești? Am numai prin milă al Dumnezeu, numai prin câte un om altul are mine, îmi dă ceva, numai așa mă interesa, știi? Și uite, m-am apucat la inimă, sunt bolnav cu inima, disperat, tensiune mare. Unii oameni v-au dezamăgit, dar Dumnezeu niciodată. Nu, da, Dumnezeu e bun, plin de dragoste, îndurător. El nu nimicește un om așa cum la cu două. E un Dumnezeu al dragostei și ajută, intervine el cu brațul lui ceată bugene. Când vă rugați la el, ce îi cereți? În primul rând, bună întrebare a spus. În primul rând, mă rog, mă duc și cer să-mi dea sănătate. Asta e cel mai important. Dacă ai sănătate, tot ce trec, cum să zice. În primul rând, cer de nu să-mi dea sănătate în trupul meu, să pot munci, să pot să mai fac ceva pe acasă, să pot munci. Îi cereți și pâinea cea de toate zilele? Da, așa cer. Doamne, dă-mi sănătate, putere, lumină, înțepciune, pricepere, să știu ce se vorbește, când se vorbește, că tare bine să fiu un om înțelept. Cum apostolul Solomon din Biblie, un om înțelept, priceput. E bună și aia când cer să fiu un om înțelept, să știi când se tare, când se vorbește, să nu jinești pe nimeni, să nu vorbe așa, aruncate aiurea și să-mi dea putere să-mi duc crucea, cum zice, să-mi duc crucea, cum zice ortodoxe, cum zice noi oameni, să pot să-mi duc crucea așa. Eu dacă aș avea bani, să ceva, aș ajuta și eu pe alții, mai necăjit, că mai sunt nici oameni necăjit, că n-au o pâine pe mână, le plouă în casă și copiii amărâni necăjit, care n-au ce mânca de 3 zile, nu văd pâine. Aș ajuta, sincer, bă, nu că vreau să mă lau, că văd în jurul meu, văd și alții necăjit și văd situația mea. Și am, mă, uite ce bine când te ajută cineva, pot, dar n-am putere, Doamne. Și atunci, dacă peste noapte v-ați trezi cu o sumă mare de bani, i-ați ajuta și pe alții? Da, ajuta. Și altceva, ce ați mai face cu banii respectivi?
Păi eu s-am bani, pentru că a spus un tema, eu s-am bani, așa, eu s-am bani mai mult, prima dată aș face casă. Aș chema oameni să facă casa, să văd casa mare, să văd casa asta bună, sănătoasă, cum aveți mama, cum am fiecare om. Și după aceea m-aș închide bine, cu părți de beton, m-aș închide bine. M-ar lua niște găini pe aici, să am niște găini, să am aici niște găini, mai ouă, mai dau bani pe ouă, pe o găină. M-aș cumpăra un purceluș în cotiez. No, m-aș lua lemne, m-aș repara pe aici un cotet, o bucătărie, ceva. M-aș face ce-aș știu că necesar lucruri bune. M-aș aporta curtea, că e tânul lui pe mine, tânul lui pe aici. Aduc banii fericirea? N-aduc. Să știți ce n-aduc. Așa cânta cu Ina Chiria. Dar n-aduc fericirea. Poți să ai bani cu saci, doamnă dragă, cu saci poți să ai bani. Dacă n-ai pace inima ta, zero. Banii se duc. Și tot Vasile te cheamă, tot Eugen te cheamă. Banii se duc, banii n-aduc fericire. Banii cu luțe și bie, banii, eu știu dracu, banii, recomandă banii, ești un chinar la idol. E bine să ai bani, într-adevăr să ai bani, muncii de tine, din munca ta cinstită. Dar nu, pentru că nu e vorba de bani și a spus problema asta, dar să nu se lege inima de ei. Să nu uiți niciodată de Dumnezeu. Să nu uiți niciodată de Dumnezeu. Să nu se lege inima. Că să leagă inima de bani, faci din bani un idol, un Dumnezeu. Nu e bine. E bine să ai bani, bine că Dumnezeu, dacă te sponsorează, dacă te ajută, te bucur. Bă, într-adevăr, Dumnezeu nu m-a lăsat și uite, mă bucur și eu că s-a schimbat ceva pe aici, în viața mea, lucrurile, pământești și te bucur și dai slavă Dumnezeu. Ce înseamnă sărăcia? Țilie Eugen, prin povestea lui de viață, ne-a demonstrat nu numai că știe, ci că a și experimentat-o din plin. Nu are ce lăsa moștenire și nici nu are cui. Poate că povestea lui de viață, scrisă astăzi cu cerneala însângerată a inimii lui, va rămâne peste timp ca o moștenire. Să fii sărac, precum este Țilie Eugen, nu este o rușine, dar este teribil de neplăcut. Unele șanse pentru un prezent mai ușor de suportat depind chiar de noi. Adrian Păunescu spunea în poezia Niciodată că dacă toate cântecele noastre nimic nu sunt și chiar nimic nu pot, noi pentru cei săraci și fără șanse suntem mereu datori să facem tot. Și pentru că de la inimă la inimă se pot face lucruri mărețe, apelăm la bunătatea dumneavoastră. Dacă doriți să-l sprijiniți financiar pe Țilie Eugen sau dacă doriți să fiți alături de el prin diverse alte modalități, așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371020000. Mulțumim și celor de la Crucea Roșie, filiala Alba, care ne-au ajutat să construim prin pachetul oferit o zi fericită la povestea din viața lui Țilie Eugen. Rămâne să ne revedem peste o săptămână. Până atunci, numai bine! Oameni, oameni semănați.